Bună seara și bine v-am găsit! Ne aflăm în holul primăriei de la Ottawa, unde va avea loc un eveniment foarte important, Ziua Națională a României, un eveniment dedicat acestei zile importante pentru România. Avem alături de noi două dintre organizatoarele acestui eveniment, care ne vor da mai multe amănunte. Hello, hello and welcome. Guess where we are, folks? We are in Ottawa, downtown Ottawa, in the Mary City Hall. We traveled from Montreal for a very, very special event, Romania's National Day. We celebrate annually the great union between Transylvania and Romania in 1918. As my wife Aurelia said, we will let them speak about this beautiful event. And we are talking with... Hello, my name is Sandra. And this is Ina, and on behalf of ROCA, Romanian Association of Ottawa-Gatineau, we are very happy to be with you tonight to celebrate Romania's National Day. We hope you stay with us throughout the evening to enjoy the shows, the dancing, and to get a little bit of a taste of Romanian culture. Thank you. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la evenimentul Ziua României din Ottawa! Sperăm că va plăcea show-ul nostru! Vom avea un spectacol exclusiv de dans în seara aceasta și vom avea muzică live românească, mâncare tradițională și multă voie bună! Vă dorim vizionare plăcută! Ați venit la Ziua Națională a României, celebrată aici cu noi. Hello. Good evening and thank you everyone for coming with us to celebrate the National Day of Romania. We are Maria and Alex. Suntem Maria și Alex de la emisiunea Romagazin. Și noi, emisiunea a fost înființată în 1998, dar acum suntem trei în echipă. Daniel Săpuc și noi doi, Alex și Maria. Acum vrem să vă prezentăm pe două din cele organizatoare din seara asta, pe Sandra și pe Ina. Now we want to welcome two of the organizers of tonight's event, Sandra and Ina. Good evening, ladies and gentlemen. Bine ați venit la Ziua României din anul 2014. Ne bucurăm că sunteți alături de noi în seara asta. We would like to thank everybody who has helped us put this great event together. And a special thanks goes out to our two presenters tonight, Maria and Alex, who are also the co-producers of the Romanian radio show, Romagazin. Thank you. We'd also like to thank our great, hardworking volunteers, all the RSA, Romanian Student Association volunteers who helped us with lots. Another special thanks goes out to Daniel Săpuc, who is in charge of doing our music tonight, so thank you to him.
And last but not least, we'd like to thank Adrian Papara, who's put a lot of great work into this. Și n-am terminat încă. Sunt mulți oameni care au contribuit la acest eveniment. Vrem din suflet să mulțumim Ambasadei României din Canada, Asociației Romano-Canadiene din Ottawa-Gatineau, ARCOG. Țin să felicit membrii grupului Izvorul, care vor dansa în curând. Țin să mulțumesc părinților mei care au lucrat imens de mult la acest eveniment și întotdeauna la grupul Izvorul. Și last but not least, Denise Chesoi, care și ea ne-a ajutat imens de mult. And on this note, I would like to ask you all to please stand with us for the national anthems of Romania and of Canada. Vă rugăm să vă ridicați pentru imnurile Canadei și a României. Vă reamintim că seara asta este difuzată live în lumea întreagă de ltvro.com. And we'd like to mention that we are live online on ltv.ro.com. Mulțumim. Bună seara, încă o dată. Dacă putem să avem atenția dumneavoastră. Good evening, everyone. May we please have your attention? Hello? Acum am vrea să o invităm pe excelența sa, doamna ambasador al României în Canada, Maria Ligor. Please welcome Romania's ambassador to Canada, Maria Ligor.
Mulțumesc! În primul rând, bună seara! Aș dori să încep prin a spune la mulți ani celor care poartă numele de Andrei sau Andreea. În seara aceasta ne-am adunat pentru două motive. În primul rând, să fim alături de ziua românilor de pretutindeni, ziua Sfântului Andrei, Sfântul ocrotitor al României. Este, așa cum știm, Sfântul căruia îi se atribuie creștinarea țării noastre, creștinarea românilor. Al doilea motiv, poate și mai important, este faptul că mâine este ziua națională. Este ziua națională a României, a țării noastre. E ziua, în același timp, ziua unității românilor. Și la fiecare început de decembrie sperăm să reînnoim unitatea, să ne întâlnim, așa cum facem în seara aceasta, să ne propunem să fim mai mult împreună, să fim solidari, dacă se poate, să depășim ceea ce ne desparte, să depășim diferențele. Și așa cum spuneam, suntem la începutul unui nou capitol, cum foarte bine știți, și suntem plini de speranță. Sper ca acest nou început să fie de bun augur și aici, în Canada. Aș dori să vă urez, cu ocazia Zilei Naționale, îndeplinirea tuturor dorințelor, multă sănătate, să petreceți sărbători fericite și să aveți parte de bucurii atât în acest sfârșit de an, în acest sezon, liniștit, de sărbători, dar și în anul ce vine. Și în sfârșit aș dori să vă urez o petrecere cât mai plăcută în această seară, ci doresc să închei nu înainte de a felicita organizatorii, pe cei care au avut inițiativa de a ne invita să petrecem această seară împreună și pe cei care au muncit ca această întâlnire să fie posibilă, toți voluntarii care s-au străduit să ne aducă împreună. Încă o dată, felicitări și aș dori ca anul viitor să fim poate și mai mulți, să participăm și mai mulți la pregătirea acestui eveniment și să ne reînnoim acest jurământ de unitate în onoarea zilei noastre naționale, Ziua Unității Românilor. Încă o dată, petrecere frumoasă și la mulți ani România, la mulți ani români! Mulțumim foarte mult! Acum la... Please welcome the Romanian dance group Izvorul.
The Romanian Izvor Ensemble was founded in 2010 by Sandra Cocha and counts 35 dancers. The group teaches and rehearses various Romanian folkloric dances and performs at festivals and special occasions, just as this one. The main troupe is comprised of teens and adults of all ages. Due to popular demand, Izvorul has started a children's group that's here right now. They will be kicking off the show with their first ever show. And Izvorul's main troupe will follow with dances from a region of Transylvania. So welcome them on stage. Thank you.
noi. Am venit cu bucurie să cântăm doar pentru voi. Bună seara, lume bună, hai petreceți lângă noi. Am venit cu bucurie să cântăm doar pentru voi. Joacă hora, joacă bine, cu mânuța lângă tine. Joacă hora, joacă tare, că e zi de sărbătoare. Joacă hora, joacă bine, joacă până zori. Hey, hey! Joacă hora, joacă bine, cum se joacă pe la noi. Hai să întindem hora mare, cum le place la români. Să știe întreaga lume că noi suntem oameni buni. Joacă hora, joacă bine, cu mânuța lângă tine. Joacă hora, joacă tare, că e zi de sărbătoare. Joacă hora, joacă bine, joacă până zori. Hey, hey! Joacă hora, joacă bine, cum se joacă pe la noi. Jucăm cu prietenii la masă, până-n zor să ne distrăm. Să petrecem toată seara, ne place să jucăm cu prietenii la masă, până-n zor să ne distrăm. Joacă hora, joacă bine, cu mânuța lângă tine. Joacă hora, joacă tare, că e zi de sărbătoare. Joacă hora, joacă bine, joacă până zori. Hey, hey! Joacă hora, joacă bine, cum se joacă pe la noi. Joacă hora, joacă bine, joacă până zori. Hey, hey! Joacă hora, joacă bine, cum se joacă pe la noi. Să mai vorbim de faptul că evenimentul ăsta este live, live, da, pe ltvro.com. So we want to remind everybody that this event is live broadcasted on the internet at ltvro.com. So you can see the whole event all over the world, which is amazing. And now we have a big music act coming. So if I can have your attention for a little while, they're going to be in the same kind of tempo. You can continue dancing to a hora. Now we invite Marius and Miruna Banu. They have the last name, same last name, no relation whatsoever. And they've been singing together for 8 years. So please welcome them
in music tonight. Yeah.
așa cum vine, cu mânuța lângă tine. Joacă ora, joacă tare, că e zi de sărbătoare. Joacă ora, Vino,
mult frumos! Mulțumim, mulțumim! Fericirea, fericirea, fericirea.
frumos, mulțumim frumos.